Salutare prieteni, salutare tuturor celor care ne urmăresc pe TVR Sport Special. Din nou un invitat de marcă, un nume care a făcut istorie în gimnastica masculină din România, singurul campion olimpic pe care l-are România în gimnastica masculină, evident, nimeni altul decât Marius Surzică. Te salutăm, Marius! Bună ziua, vă salut și eu! Văd că acest COVID a produs modificări, e prima testare pe care o fac așa. Te-ai lăsat barbă, ai un nou look? Da, păi mi-am lăsat barbă, pentru că vedeam că dacă mă vede așa ca COVID-19, se ferește de mine și nu mă prinde. Marius, mai ai o situație un pic mai specială. Poți să ne spui despre ce este vorba? Da, este oarecum puțin mai specială pentru că soția mea s-a întors împreună cu cea mică din Qatar. Au fost nevoiți să stea izolați și încă mai sunt izolați până pe data de 11. Ca atare, pentru a putea să ne mișcăm, eu și Alexandru, băiețelul meu, ne-am mutat în cu totul altă locație. E mai rău că nu avem televizor, în schimb am reușit să avem internet, să putem să comunicăm și să poată să-și facă atât lecțiile cât și să avem multe alte activități împreună. Cum e perioada asta petrecută doar tu și băiatul tău? Gătiți împreună, vă jucați împreună, faceți lecții împreună? Este chiar ok. Avem un program destul de intens. De la 8 dimineața el se trezește și după ce servește micul dejun, începe antrenamentul online, după care urmează lecțiile la care particip și eu și îl ajut dacă este nevoie, dar se descurcă destul de bine. Pe urmă, prânzul, după care, după masa, mai facem încă o tură de antrenament, atât el cât și eu. Mă mișc pentru că nu pot să fac altceva decât să fac și o mișcare când îl văd cu câtă dragoste face tot ceea ce îi spun. Dar mai apoi mai ieșim și în curte, pentru că stăm într-o locație unde avem și curte, unde ne mai jucăm și alte jocuri. Am văzut că face mișcare intensă, se pregătește pentru următoarele competiții la care va participa. Trebuie să spunem că Alexandru îți calcă pe umeri, pe urme și nu numai că îți calcă pe urme, dar are toate șansele să devină un mare gimnast. Eu sper din tot sufletul. Deocamdată improvizăm aici acasă, am început să facem cercuri pe un cubuleț care este un scăunel, am început să facem paste și alte elemente pe două fotolii. Deci improvizăm. Ce avem, cu aia încercăm să ne descurcăm și totuși să rămână în formă, pentru că de anul ăsta, cum spuneai, va intra oficial în competiție. Marius, hai să ne referim puțin și la gimnastica de mare performanță. Cu băieții ții legătura, le-ai dat un program de antrenament, îi urmărești pe video? Da, țin legătura, mi-au trimis inclusiv filmulețe cu ceea ce fac. Fiecare la fel încearcă să improvizeze acasă și să caute cât mai multe soluții pentru a se pregăti în continuare, chiar dacă nu e într-o sală de gimnastică. Unul din băieți chiar a reușit să facă un paralel, a sudat niște bare de fier, i-a spus, măi, e foarte rigid, dar a spus, nu contează, pentru a face niște balansuri pe brațe, de a face niște balansuri simple cu val și așa mai departe, sunt foarte utile. Fiecare se străduiește cu ce are, fac un program destul de intens de pregătire fizică și sperăm din tot sufletul să dureze cât mai puțin, pentru că sunt dornici, mă sună dacă am vești, când ne vom revedea cât mai repede. Cine este sportivul care a sudat acel paralel? Groza Andrei. Are poftă mare de gimnastică, se pare, nu? Are. Fiecare dintre ei au și îmi pare rău, pentru că eram în pragul unei competiții atunci când am fost anunțat că suntem nevoiți, așa am luat acea competiție între timp, am fost anunțat de a părăsi cantonamentul și fiecare să meargă acasă. Erau bine pregătiți, va fi puțin mai greu odată ce vom începe, dar asta este greu pentru toată lumea și trebuie să mergem înainte. Marian Drăgulescu la ora 12.30 în fiecare zi predă lecții de gimnastică online și are foarte, foarte mulți fani. Foarte multă lume intră cu el pentru a face aceste lecții de gimnastică împreună cu Marian Drăgulescu. Te-ai să faci același lucru? Este un lucru foarte bun ceea ce face Marian, îl apreciez.
Din păcate, timpul meu este mult mai limitat, cum spuneam, în atâta timp cât trebuie să și gătesc, să și spăl vasele, să și fac curățenie, să și mă ocup de Alexandru, clienta pregătirii, Alexiu și așa mai departe. Deci, nu cred că aș avea timpul necesar. Dar este foarte binevenită această mișcare pentru orice cetățean care stă acasă și care poate să facă o puțină mișcare și în felul ăsta să rămână sănătos. Marius, ți-au fost adresate foarte multe întrebări de-a lungul timpului despre situația prin care trece gimnastica masculină în momentul de față. Nu mai avem rezultate, nu mai avem performanțe, avem un singur gimnast calificat la Jocurile Olimpice, e vorba de veteranul, bătrânul Marian Drăgulescu, va avea 40 de ani anul viitor, va fi poate cel mai în etate gimnast care va fi prezent la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Evoluția gimnasticii românești, evoluția gimnasticii masculine a avut un parcurs foarte interesant. A plecat totul de la Dan Grecu, celebrele inele ale lui Dan Grecu, evoluția la inele pe care a avut-o Dan Grecu la Jocurile Olimpice în 1976 și nu numai. A continuat cu titluri de campioni mondiali, campion olimpic, singur campion olimpic, așa cum spuneam, ești chiar tu, titlul de campion european la individual compus, primul titlu luat de România în 2001, dacă nu mă înșel, prin Dan Potra. A urmat alte titluri europene, campioni europeni cu echipa, medalie de bronz la Jocurile Olimpice și enumerarea poate continua. Aș putea spune că atunci când ne întorceam de la o competiție fără o medalie, era o tragedie. Acum ne e rușine într-o oarecare măsură să ieșim din sala de gimnastică, pentru că suntem departe de, nu de o medalie, suntem departe de o valoare pe care ne-am fi dorit-o. De ce crezi că s-a ajuns aici? În primul rând, cred că este vorba de inițiere. Cred că ar trebui să plecăm de aici, ar trebui să existe mult mai mult copii în săli. Cândva la campionatele naționale nu era suficient covorul pentru câte echipe erau aliniate la startul competițiilor. Din păcate, în ziua de astăzi, cel puțin la seniori, dacă reușim să adunăm două, trei echipe, ba mai mult decât atât, sunt unele aparate unde nici măcar nu avem 8 sportivi care să concureze în finală, ca de exemplu la sărituri. Este problematic. Foarte mulți foști sportivi talentați s-au retras, iar din urmă, din păcate, din ce în ce mai puțin copii. S-a mutat acum acest centru la Reșița, se pare că lucrurile merg destul de bine. Nu ar fi rău din punctul meu de vedere dacă s-ar reuși să se facă și alte centre acolo unde să avem, de unde să avem o pepinieră pentru a crește și pentru a avea din nou valoare. În momentul de față mai sunt câțiva sportivi seniori, foarte puțini și din păcate foarte mulți cu probleme de sănătate. Cum de altfel știm și de Muntean Andrei, care a fost operat la biceps, lat cutuna la genunchi, Groza Andrei la genunchi, Bățeagă Cristian, care a avut a doua ruptură și trece printr-o etapă foarte grea, fiind nevoit să-i se facă plastie și să-i se înlocuiască acel tendon pentru că a făcut o infecție. Deci avem foarte mult, puțini sportivi seniori cu care putem să ne prezentăm. Sperăm în timp, din urmă, să vină noi copii cu care să lucrăm și încet, încet să redevenim acea România, acea echipă și masculină care a adus într-adevăr rezultate. În cât timp crezi că se va putea realiza lucrul ăsta? Ca durată de ani, mă refer. În câți ani? Eu cred că cel puțin un procent de 8 ani este necesar pentru această mișcare ca să revedem din nou mari valori și în România. Marius, dar ești de acord cu mine că, nu știu, poate sportivii din ziua de astăzi, mă refer la seniori, nu mai au motivația aia pe care o aveați voi. Voi erați foarte motivați. Am stat mulți ani alături de lotul de gimnastică al României, am venit la antrenamente, la competiții, v-am însoțit la competiții. Parcă exista altceva, exista emulația aia, dorința aia fantastică de a face performanță. Pare că lipsește astăzi o astfel de dorință.
Probabil că lucrurile au evoluat foarte mult și pe plan internațional. Foarte mulți sportivi s-au ridicat cu niște grade de dificultate foarte mare, simțind acest lucru, probabil dau puțin înapoi sau cred că nu pot să realizeze aceste lucruri. Mai mult decât atât, m-aș referi, cred că și la faptul că nu mai există concurența între ei, sunt mult prea puțini. Înainte, vreau să dau un exemplu, doi sportivi care au fost medaliați la campionatele europene de juniori, atunci când urmau să intre la seniori, în lotul masculin de seniori, au fost refuzați pentru că atât de mulți sportivi erau încât nu aveau loc de a prinde echipa și de a participa la vitale competiții ca și seniori. De când astăzi accepti orice copil care ține, în ideea în care încerci să șlefuiești, încerci să muncești cu cât se poate mai mult cu el și mai ales dacă ar exista, cum bine spui și tu, mai multă ambiție din partea lor, cred că lucrurile s-ar mișca un pic mai bine. Te gândești eventual să lucrezi cu un psiholog la lotul de gimnastică? S-a angajat Lucrăm în permanență. psiholog? În permanență se lucrează, lucrăm și cu psiholog, dar uneori chiar și acel psiholog, chiar dacă face toate demersurile necesare pentru a fi bine pentru sportivi, unii sunt mai reticenți, nu spun ce probleme au, alții, chiar dacă li se spune, chiar dacă ar veni o armată de psihologi, tot nu poate să le facă față. Dar, de exemplu, avem un sportiv care pur și simplu se răzgândește și nu reușim să trecem peste acest pas. Fiecare dintre noi, atât psihologul, cât și noi, ca antrenori, vedem o perspectivă în el, dar el de fiecare dată ajunge într-un punct și atunci se blochează, se oprește, nu, simt că o să mă lovesc, nu mai pot. Lucruri care sunt greu de trecut. Și asta trebuie să vină, cred că, în primul rând, din partea sportivilor și ei trebuie să se pregătească și să depășească aceste piedici. Cine e acest sportiv? Este de la Brașov, Eduard Gavrilă. Deci n-ați reușit să traversați, să-l ajutați să traverseze Ne acest... străduim în continuare, ne străduim în continuare, mai ales în ideea în care el are 18 ani și are tot viitorul înainte, deci are un potențial, arată foarte bine, are o ținută foarte bună, arată bine pe aparate, ca atare ar fi un potențial de a fi un bun component al echipei. Dar deocamdată muncim și ne străduim să trecem de aceste piedici. Marius, aș propune să dăm puțin timpul înapoi și să ne oprim la momentul în care echipa României nu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ce ai simțit în clipa aia? Este dureros. Sincer, m-am întors cu tot sufletul și mi-am dorit din tot sufletul să reușim să ne calificăm. Aș preciza că aici a fost o mare problemă și anume accidentarea lui Cristi Bătagă chiar înainte cu 2 zile de concurs, care i-a demoralizat. Aveam tot felul de calcule făcute, tot felul de verificări de acasă, unde am calculat noi că am fi putut să fim acolo undeva spre ultimele locuri de calificare. Din păcate, după acea accidentare, echipa s-a demoralizat. A fost foarte greu să reușim să trecem peste. Am făcut cu totul alte calcule împreună cu colegii, le-am prezentat, le-am întrebat pe fiecare în parte dacă sunt în stare de a obține aceste note, chiar și cu rezerva, chiar și cel care a intrat ca rezervă, Marc Răzvan. Au spus că sunt în stare. Am început foarte bine la campionatele mondiale, din păcate nu au reușit să ducă până la capăt, să se stăpânească până la capăt, iar după câteva ratări la sol, totul s-a dus de râpă și orice vis a devenit doar, nu știu, orice realitate a devenit un vis, de fapt. Ești un mare sufletist, sunt sigur că ți-a părut enorm de rău de faptul că România n-a reușit să obțină această calificare. Ar fi fost o premieră și pentru tine să califici echipa României în calitate de antrenor, coordonator. Dezamăgirea probabil a fost destul de mare. A fost un moment în care, sau au existat momente în care te-a bătut gândul să demisionezi din funcția de antrenor, coordonator?
Nu, pentru că toată viața am făcut gimnastică, la asta mă pricep cel mai mult, iubesc acest sport, de asta m-am întors acasă și nu că nu mi-ar fi fost bine unde am fost. Am venit cu sufletul deschis, îmi doresc în continuare să reușesc să fac performanță și cred că ar fi cea mai mare împlinire pentru mine ca antrenor să reușesc să obțin aceleași rezultate pe care le-am obținut eu ca și sportiv. De ce ar avea nevoie echipa României în momentul de față pentru a urca în valoare? Nu știu, poate un preparator fizic, poate un psiholog sau poate doi psihologi, trei psihologi, poate mai mulți antrenori care să vină lângă tine. Care ar fi elementele care te-ar ajuta să urci echipa României, să urci cu echipa României în valoare? Eu cred că ar fi vorba în primul rând de materia primă. Atâta timp cât am avea mai mulți sportivi, lucrurile s-ar parcurge altfel. Mai mult decât atât, cred că foarte, foarte important, pentru că este un sport foarte solicitant, este sprijinul din partea medicală de a-i recupera pe sportivi în așa măsură încât să fie apt și să reușească să dea un randament de 100% la antrenament. Degeaba eu fac un program și încercăm să respectăm atâta timp cât faci o săptămână, are probleme de sănătate, 3-4 zile este nevoit să facă pauză. Deci nu avem o continuitate, iar asta s-a văzut și în tot ce s-a întâmplat la campionatele mondiale. Aș vrea să precizez mai mult decât atât, la campionatele mondiale, Bățagă, probleme cu tendon, Vlad Cotuna, probleme operat la genunchi. Marc Răzvan, care este un junior și are 18 ani, probleme, două hernii de disc la coloană, infiltrație înainte de a pleca la campionatele mondiale, ghidată, în coloană. Cine a mai fost? Roland Modoianu, la fel, probleme cu genunchiul. Marian Drăgulescu, și el, la fel, cu grămadă de probleme la glezne. La fel, a avut o continuitate în pregătire sacadată. Poate că dacă ar fi fost fără probleme de sănătate și am avea un mai bun sprijin din partea medicală, adică să îi tratăm să fie apt 100%, atunci probabil că și randamentul în sală ar fi altul. Din ce povestești acum, rezultă un lucru, că sala de gimnastică de la București a fost transformată într-un soi de infirmerie. Mi s-a mai spus treaba asta, inclusiv când le-am spus care sunt problemele de sănătate la Comitetul Olimpic, au spus, nu, dar ce e acolo, infirmerie sau e sala de gimnastică? Din păcate, astea sunt lucrurile cu care ne confruntăm și indiferent cât de bun ai fi și ce program ai încercat să faci, atâta timp, mă repet, nu ai continuitate în pregătire și nu faci nu 10 repetări, ci 100 de repetări sau 1000 de repetări, tremuri la concurs, nu ai stabilitate și atunci intervin greșelile. Ce șanse îi dai lui Marian pentru anul viitor la Jocurile Olimpice? Discutam zilele trecute cu Nicolae Forminte, antrenorul fetelor, care spunea că Marian are șanse mari să intre într-o finală și în finală cărțile se joacă altfel. Părerea ta care e? Așa este, își dorește foarte mult. Eu m-aș bucura din suflet să reușească să obțină acea medalie de aur care îi lipsește din palmares, fiind un sportiv cu foarte multe rezultate bune. Ușor nu este, ușor nu este. Vedeți cum și dumneavoastră, din nou, cu această pandemie, este dat înapoi, chiar dacă s-a amânat Olimpiada, mai ales la vârsta lui, are nevoie să aibă continuitate. Face mișcare acasă, dar nu e același lucru cu Corect. exercițiile și cu ceea ce face în sală. Șanse are. Din punctul meu de vedere, șanse sunt. Important este să fie sănătos și să aibă un parcurs bun în toată pregătirea până la Jocurile Olimpice. Realist vorbind, îl vezi pe Marian pe podium? Poate. Deci orice este posibil. Orice este posibil. Acum rămâne cum va sări și în ce stare va avea atunci când va ajunge la acel punct culminant, la punctul final. Vorbeam de Marian Drăgulescu și sunt sigur că ați avut nenumărate discuții, ați povestit foarte mult despre cum trebuie rezolvate problemele atât la sol cât și la sărituri și pentru că am adus aminte de sol, Marian a renunțat la ideea de a mai concura la sol pentru Jocurile Olimpice, focusându-se doar pe
sărituri. A făcut bine că s-a orientat doar către sărituri? Da, riscul de accidentare la sol este mult mai mare, mai ales că el a ajuns și la o dificultate destul de mare încercând elemente foarte grele și nu de multe ori s-a întâmplat să se mai sucească din nou glezna sau așa glezna la care a fost operat. Iar din acest punct de vedere, el a decis că este mai bine să-și folosească doar această șansă de a face doar sărituri, unde programul poate să fie puțin mai liber, mai făcând și dimineața și după masa doar sărituri, e puțin mai liber și poate să se concentreze și să urmeze mult mai bine pregătirea. Legat de Jocurile Olimpice, e bine că au fost amânate cu un an, te ajută, vă ajută pe voi lucrul ăsta? Noi, în principiu, am avea șanse doar la europene, unde am mai putea la individual compus să calificăm în comun sportiv. Oarecum ne ajută pentru că în acest timp inclusiv Muntean ar putea să-și revină după acea operație la umăr, i-au tăiat bicepsul și l-au poziționat în alt fel. Poate să-și revină, i s-au spus 8 luni de zile, mai este Cotuna Vlad, mai este Groza, care visează de a face individual compus și de a reuși să se califice. Marius, în urmă cu mulți ani ai candidat la funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică. A fost un act pe care multă lume l-a considerat foarte curajos, pentru că l-aveai ca și contracandidat pe domnul Adrian Stoica, cel care avea o experiență bogată în materie de conducere a Federației Române de Gimnastică. La vremea respectivă, domnul Stoica a și câștigat alegerile. De ce nu ai candidat la funcția de președinte pentru următoarele alegeri? Pentru că ești un nume important, ești un nume cunoscut, știi bine gimnastica la fel ca pe propriul buzunar, aș putea spune. Puteai să faci acest pas, de ce nu l-ai făcut? Deci, în primul rând, a spune, atunci când am candidat, nu mi-a fost un, ce să zic, un contracandidat sau așa. Am candidat pentru că asta m-am gândit în acel moment, că vreau să ajut gimnastica în continuare. Am crezut că și domnul Stoica înțelege același lucru și crede că vreau să vin tot în ajutorul gimnasticii și nu contra dânsului și așa mai departe. Lucrurile au fost așa cum au fost, dânsul a rămas președinte și totul a decurs în continuare normal. Nu am candidat acum pentru că nici nu am posibilitatea. Odată ce am candidat atunci, în statut s-a menționat un paragraf în care se spunea că trebuie să ai 5 ani de management, iar asta înseamnă să fii într-o funcție de conducere. Eu nu am fost nici într-o funcție de conducere de atunci, am fost doar coordonator în altă țară, m-am întors coordonator aici, deci am lucrat doar în sală. Așa că nu puteam să îndeplinesc această cerință și nu aveam nicio șansă. Mai mult decât atât, cred că nici nu aș fi fost interesat în acest moment de a lucra la birou, cu atât mai mult aș fi interesat și aș fi mult mai mulțumit sufletește de a reuși să fac performanță în continuare în sală și să văd că vom avea noi medaliați. Marius, ne apropiem de finalul dialogului nostru. Îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația TVR-ului de a fi acum în direct. Îți urăm multă, multă baftă în tot ceea ce faci și ultima întrebare pe care ți-o adresez în cadrul acestui dialog, inedit și pentru noi, că e total diferit să stai, să vii în sala de gimnastică și să realizezi un interviu și e cu totul altceva să stai în fața unei tablete și să discuți cu interlocutorul. Te-aș întreba, care ar fi gimnastul care ți-ar putea călca pe urme la cal cu mânere? Aici e foarte grav. Din păcate, la bază nu mai există o bună pregătire, iar cele mai mari probleme în întreg colectivul de sportivi pe care îl avem, inclusiv chiar și cei
frații Burtane, deja mai departe, este la cal. În viitor apropiat, nu știu dacă va fi neapărat un sportiv care să poată să se axeze mai mult pe cal și să aducă o medalie la acest aparat, dar ne-am bucurat să avem totuși sportivi competenți și la acest aparat și să ne ridicăm așa cum mai de mult era vârful de lance, să spun, calul, adică adunam unul dintre cele mai mari punctaje la acest aparat. Din păcate, acum și la campionatele mondiale și peste tot a fost aparatul care ne-a adus cele mai puține puncte și care a tras echipa în jos. Vom lucra și rămâne de văzut. Speranța mare ultima, toți cei care vin, fiecare dintre ei trebuie să urmeze un program bine stabilit și sperăm să găsim sportivi care să aibă aptitudini mai mult decât pe alte aparate și la cal cu mânere, unde să reușim să îl facem să devină campion. Cine știe, poate peste vreo 15 ani vom auzi de un nou Urzică, de altă dată Alexandru Urzică, viitorul campion olimpic la cal cu mânere, nu? Da, pentru a participa la Olimpiadă, el acum a împlinit 9 ani, deci în 10 ani va putea să participe la seniori. Sperăm să fie sănătos și să rămână cu această dorință foarte, foarte mare de a face performanță în gimnastică. Marius, să-ți mulțumim mult de tot, așa cum spuneam, pentru că ai acceptat invitația TVR-ului de a fi alături de noi și să dea Dumnezeu să trecem cu bine peste aceste momente foarte, foarte grele pe care le traversăm în aceste zile. Toate cele bune! Așa este, vă mulțumesc, o zi bună, numai bine!